fiind aici în America, ia că ne-am procurat un pian și o să încerc să vă cânt câteva secvențe. Sergiu și Zinaida Rogut au emigrat în America pe rând, începând din 2013. Cu cele două fiice ale lor, fac parte dintr-o comunitate de câteva mii de emigranți moldoveni stabiliți în Philadelphia și împrejurimi. Nu credeți pe cel care spune că nu-i dor și s-a integrat aici și e american, niciodată nu-l credeți. Tot timpul pe noi ne macină dorul de țară. Îmi place, mă simt comod aici, mă simt confortabil, cu toate că trăiești simțindu-te bine, dar cu un dor așa nesfârșit în suflet. Eu mă liniștesc cu cei copiii mei când o să se realizeze aici. Eu mă gândesc că eu am să mă duc în Moldova și am să mă stăruiesc să mă integrez în societate și să fiu de folos. Până atunci, dorul de casă se alină cu știri. Știrile din Moldova, iată, care sunt publicate o oră în urmă. Și cu produse de la o alimentară specială. Da, ador plăcintele, mierea moldovenească, dulceața din zmeură, soțul meu o adoră. Uitați, bomboanele, deci mi-am luat și o doză dulce, făinuța noastră pentru mămăligă, mergem acasă să gătim. Dar dorul de casă este alinat și cu ajutorul democrației. Eu socot că toată diaspora evrea să participe la alegeri și la viața politică din Republica Moldova. Sigur că o să mergem la vot, da, pentru că ne doare pentru Moldova, avem acolo casa noastră, acolo e sufletul nostru. Noi nu vindem casa cu gândul că totuși poate ne mă reîntoarce cândva. Sergiu Rogut este acum șofer de camioane, ca mulți dintre zecile de mii de moldoveni emigrați peste ocean. Dar viața lui Sergiu aici a început cu totul altfel. Începutul a fost foarte greu, îmi pare rău că am venit. Unica și m-a mai scăpat că avem studii muzicale. Cântă la moldoveni, dar la sărbători. Și am început-o de la restoranul Moldova, din Philadelphia. Dar s-a dus eu, de exemplu, să lucrat la construcții. Eu nu aveam să rezist și aveam să mă întorc înapoi foarte, foarte repede. Eu foarte tare am rumotănaș, dar mama a spus, nu, mie îmi plac păsările și eu zic că e bine măcar păsări sau. Ea este Ana Luiza Rogut. Numele lui e Prinț. Când s-au mutat peste ocean, Luiza avea 14 ani. Am fost și eu copil când am venit. Am avut engleză, dar oricum am avut frica asta că n-am să știu a comunica și cu anii totuși m-am deprins și mi-am găsit și prieteni. Acum învăț la universitate. Prima dată anul ăsta eu îți votez că am ajuns la vârstă de vot. Am 20 de ani și îți pot vota. Decizia mi-am luat-o fiindcă am fost influențată de familia mea. Nu influențată, dar informat. Eu informez copiii, trebuie să știi care e situația. Tata ne informează practic zilnic ce se face în Moldova, dacă noi nu reușim. Aproape 10.000 de moldoveni au votat în Statele Unite la prezidențialele precedente, printre ei Sergiu și Zinaida Rogut. Vor merge la vot și acum, tot în mod obișnuit, chiar dacă în premieră anul acesta puteau vota și prin poștă. Deci unde să fie secția de votare? Mă gândesc sau în New York sau în Washington. Poate să fie aici la noi în Philadelphia. Data trecută am fost la Washington și am votat, dar e o posibilitate de a ne mai întâlni cu compatrioții noștri, de a mai schimba o vorbă. Așa îmi creez rutele mele în ziua de azi și am prevenit compania unde eu lucrez, că eu pe data de 20 să fiu acasă, să am posibilitatea de a vota, pentru că este un vot foarte important și îndemn toți moldovenii să participe la vot. Și eu nu cred că trebuie să ne iei cineva dreptul de a vota pentru că ne doare și pentru că, da, cum spune soțul meu, da, poate ne reîntoarcem. Nu știe nimeni cum este viața și nu știm nici copiii noștri, cu toate că sunt, da, mai americanizați, mai integrați aici, dar iar nu știm cum vine timpul. Dar poate ne întoarcem într-o țară prosperă și mai frumoasă și multă lume ar vrea. Ceva de genul. Thank you.